evrei, și anume, Domnul să ne umple de dragostea Lui și de Duhul Sfânt. Și în cuvântul care va fi vestit în seara aceasta, în locul acesta, prin îndurarea Domnului. Amin. Am intrat în adunare și cum am intrat în adunare, între altele am întâlnit și pe tânărul acesta minunat cu numele Simone. A fost între cei care au înălțat numele Domnului prin cântarea binecuvântată mai devreme. Și după ce l-am întrebat cum îl cheamă, l-am binecuvântat și l-am întrebat. Ar fi potrivit să vestim în seara aceasta, în locul acesta, un cuvânt despre Simon Petru și el zice, da, ar fi foarte potrivit. Citim Evanghelia după Ioan, capitolul 13, versetele 36, 37 și 38, după care vom citi din Galateni, capitolul al 5-lea, versetele cu numărul 5 și 6. Să ne ridicăm și să luăm aminte la cuvântul Domnului, un cuvânt care îmi doresc mult să ajungă la fiecare inimă, și la inima copiilor, și la inima tinerilor, și la inima celor maturi deopotrivă. Evanghelia după Ioan, capitolul 13, ultimele trei versete, unde cuvântul Domnului zice așa. Doamne, a zis Simon Petru, unde te duci? Iisus a răspuns, nu poți veni acum după mine unde mă duc eu, dar mai târziu vei veni. Doamne, a zis Petru, de ce nu pot veni acum după tine? Eu îmi voi da viața pentru tine. Iisus a răspuns, îți vei da viața pentru mine. Adevărat, adevărat îți spun că nu va cânta cocoșul până ce te vei lepăda de mine de trei ori. Amin. Și în Galateni, capitolul al 5-lea, versetele cu numărul 5 și 6, cuvântul Domnului spune, căci noi prin Duhul așteptăm prin credință nădejdea neprihănirii, căci în Hristos Iisus nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur n-au vreun preț, ci credința care lucrează prin dragoste. Amin. Să luăm loc și să ascultăm cu luarea mintei cuvântul Domnului. După înviere, Domnul Iisus a venit în mijlocul ucenicilor cu un trup nou, cu un trup de slavă. Și ucenicii au înțeles, este un nou început. Timp de 40 de zile de la înviere până la înălțare, Domnul Iisus n-a vindecat pe nimeni, n-a eliberat pe nimeni și n-a înviat pe cineva din morți. În aceste 40 de zile, spune cuvântul Domnului, că s-a arătat deseori ucenicilor, vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. În aceste 40 de zile minunate și foarte însemnate pentru ucenicii de atunci și pentru noi cei de astăzi, Domnul i-a pregătit și a antrenat pe ucenici. Le-a predat ștafeta Evangheliei și înainte să se înalțe la cer din mijlocul lor în slavă, zice că a suflat peste ei, luați Duh Sfânt. Și dacă în cele 40 de zile s-a făcut o unitate minunată între Domnul și ucenici, prin Duhul Sfânt, de la înălțare până la cincizecime, s-a făcut o unitate foarte importantă, minunată și între ucenici. Erau și ei de diferite vârste, aveau experiențe diferite de viață și structuri de caracter sau personalități diferite. Și în ziua cincizecimii, singura precizare care se face cu privire la starea ucenicilor, în Fapte 2, versetul cu numărul 1, zice, în ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. S-a făcut această unitate minunată între ucenici și a venit Duhul Sfânt din cer și a umplut locul în care erau adunați toți împreună și toți s-au umplut de Duh Sfânt. Și de aici mai departe au trăit prin Duhul, au umblat prin Duhul și au vestit puterile minunate ale lui Dumnezeu, mulțumesc frumos. Au vestit puterile minunate ale lui Dumnezeu. În ziua cincizecimii la Ierusalim s-a vestit singura Evanghelie care mântuiește și anume Evanghelia despre Iisus. Singura Evanghelie care mântuită de-a lungul miilor de ani și singura Evanghelie în măsură să mântuiască și într-o vreme încurcată, cum este vremea în care nu la voia întâmplării ne este tocmai nouă dat să trăim. În versetul cu numărul 32 zice, Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martorii Lui. Și cum se sfârșește predica minunată din ziua cincizecimii, versetul 36? Să știe bine, dar toată casa lui Israel, cum am spune noi, toată Italia, toată România și lumea întreagă,
că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus. În ziua cincizecimii s-a născut de sus, din cer, de la Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, Biserica Domnului, și în ziua cincizecimii s-au zidit temple ale lui Dumnezeu și temple pentru Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Care este scopul și lucrarea Duhului Sfânt? Evanghelia despre Iisus până la marginile pământului. Care este scopul și lucrarea Duhului Sfânt, cum s-a spus și mai devreme, să câștige un popor care să fie al Domnului și care să poarte numele Domnului? Care este scopul și lucrarea Duhului Sfânt? Să găsească, să gătească, să pregătească mireasă pentru mirele. Căci Dumnezeu Tatăl, în înțelepciunea și în dragostea Lui nemărginită, a hotărât ca mirele să împartă tronul cu mireasă, Fiul să împartă tronul cu mireasă. Celui ce va birui, vei da să șadă împreună cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și stau pe scaunul de domnie al Tatălui meu care este în ceruri. Doamne, a zis Simon Petru, unde te duci? Iisus a răspuns, tu nu poți veni acum după mine unde mă duc eu, dar mai târziu vei veni. Cuvintele cheie în Scriptura aceasta foarte importantă pentru ucenicii 2000 de ani în urmă, foarte importantă Scriptură pentru ucenicii Domnului de-a lungul miilor de ani pretutindeni în lume și în România, și foarte importantă pentru noi în secolul acesta cu numărul 21, cu încurcăturile lui de tot felul, și în biserică și în afară. Cuvintele cheie acum și mai târziu. Domnul a zis, Petru, de ce nu pot veni acum după tine? Eu îmi voi da viața pentru tine. Și Iisus, adevărul venit din cer, cel care cunoștea inima lui și cunoaște și inima noastră, zice, îți vei da viața pentru mine. Adevărat, adevărat îți spun că nu va cânta cocoșul până ce te vei lepăda de mine de trei ori. Nu ca să-l insulte, nu ca să-l judece, nu ca să-l vorbească de rău. La fiecare pas ne spune Biblia că Iisus spunea toate aceste lucruri, că atunci când se vor întâmpla, ei să-și aducă aminte și să creadă că El este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Avem în Domnul Iisus un Dumnezeu și un Mântuitor puternic. Avem un Dumnezeu și un Mântuitor minunat, care la cina cea de taină, între altele, ca unul care știa tot ce avea să se întâmple, le spune ucenicilor, chiar în noaptea aceasta, unul din voi mă va vinde. Și ucenicii, știindu-se vulnerabili, au întrebat fiecare pe rând, Doamne, nu cumva sunt eu? Despre vremurile de pe urmă, vremuri speciale în care ne este dat să trăim, între altele, Domnul spune, când nebunia va cuprinde pământul de la un capăt la celălalt și când nebunia va cuprinde biserica de la un capăt la celălalt, când biserica va fi un climat nemaipomenit de dezbinare, zice, atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ. Și ar trebui să ne întrebăm în seara aceasta cu toată seriozitatea, Doamne, nu cumva sunt eu? Și mai apoi ar trebui să strigăm din toată inima la Domnul ca fratele nostru minunat, Bartimeu de odinioară, Iisuse, fiul lui David, ai milă de noi. Și păstrează-ne în darul binecuvântat al credinței și dă-ne har să nu fim nici de cum între vânzători, să fim între cei vânduți. Și să nu fim între cei care urăsc, între cei care își umplu inima și viața cu o travă aceasta nemaipomenită aducătoare de moarte, ci să fim între cei neînțeleși, în felul acesta, între cei urâți. Avem în Domnul Iisus un Dumnezeu și un Mântuitor puternic, un Dumnezeu și un Mântuitor minunat. Spune că după ce au cântat cântarea de laudă, s-au dus în muntele măslinilor. Și în muntele măslinilor Iisus, care știa tot ce avea să se întâmple, le spune iarăși ucenicilor, chiar în noaptea aceasta toți veți găsi în mine o pricină de potignire și toți mă veți lăsa singur, mă veți părăsi. Ca să se împlinească Scriptura care zice, bate voi păsorul
și oile se vor risipi. Și fratele nostru Petru, pentru care suntem foarte recunoscători Domnului, după bunul lui obicei, impulsiv, guraliv, mereu să spună ceva, mereu să întrebe ceva, mereu să facă ceva, reacționează prompt și zice, chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină de potignire în noaptea aceasta, eu nu voi găsi în tine o pricină de potignire. Și Domnul Iisus, adevărul venit din cer, îi spune, adevărat, adevărat îți spun, că nu va cânta cocoșul în noaptea aceasta până te vei lepăda de mine de 3 ori. Și el mai a apăsat. Zice, eu sunt gata să te urmez oriunde, chiar și în temniță și până la moarte. Și el cu mare sinceritate spunea, ca să zic așa, minciuna aceasta mare. Și toți ceilalți au zis exact la fel. Îi suntem foarte recunoscători Domnului pentru lepădarea lui Petru. De nu s-ar fi lepădat el, ne lepădam noi și nu știam mai este cale de întoarcere. De așa s-a lepădat el și știm că este cale de întoarcere. Și știm că Domnul ne primește, ne primește și la sânul lui și în poporul lui și ne așează după o pocăință minunată, iarăși într-o slujbă de autoritate, într-o slujbă binecuvântată, lăudat să fie Domn. Domnul Iisus era întrebat în casa Marelui Preot, ești Fiul lui Dumnezeu? Da, sunt. Petru în curtea Marelui Preot. Și tu ești unul din ucenicii lui. Nu cunosc pe omul acest. Și s-a lepădat cu blestem și juruință. Și nu s-a lepădat înainte unui ofițer de poliție, de securitate, care ar fi avut în mâna dreaptă o bâtă mare sau un pistol și l-ar fi amenințat de nu te lepezi, te omor pe loc. S-a lepădat înainte unui slujnic ce putea să-i dea așa un brânci. Nu-l judecăm și nu-l vorbim de rău, ci dimpotrivă doar relatăm faptele și lăudăm din toată inima numele Domnului și pentru lucrarea aceasta foarte, foarte însemnat. De ce a avut nevoie fratele nostru Petru de această lepădare? Ca să ajungă la desăvârșită încredințare mai întâi, că despărțiți de Dumnezeu nu putem face nimic, și să ajungă la desfârșită încredințare că nimic bun nu locuiește în noi. Avem în Domnul Iisus un Dumnezeu minunat și un Mântuitor puternic și minunat. Simone, Satana a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu, zice, m-am rugat pentru tine ca să nu ți se piardă credința și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Doamne, i-a zis Simon Petru, unde te duci? Iisus a răspuns, tu nu poți veni acum după mine unde mă duc eu, dar mai târziu vei veni. Pe drumul crucii, pe drumul răstignirii, pe drumul lepădării de sine pentru slava lui Dumnezeu și pentru mântuirea lumii, nu putem merge prin noi înșine. Oricât de sincer și de doritor am fi, numai prin puterea mea, zice Domnul, numai prin puterea Duhului, veți putea merge și voi pe urmele mele, pe drumul crucii, răsignirii firii pământești, patimilor și poftelor ei, ba de un fel, ba de un alt, pe drumul răsignirii, pe drumul jertfirii, lepădării de sine, pentru slava lui Dumnezeu și pentru mântuirea lumii pierdute. De la cinzecime, fratele nostru Petru n-a mai fost același. De la cinzecime, începând prin Duhul Sfânt, toți ceilalți n-au mai fost aceiași. În ziua cinzecimii, fratele nostru minunat Petru, plin de curaj, plin de îndrăzneală, plin de Duhul Sfânt, atins de dragostea lui Dumnezeu, a vestit Evanghelia despre Iisus, singură în măsură să mântuiască, și a provocat pe ascultătorii lui care puteau să-l sfâșie în bucăți. El n-a fost predicator de profesie, dar în ziua cinzecimii, prin Duhul Sfânt, a rostit o predică prin care istoria lumii s-a schimbat pentru totdeauna și o predică prin care destinul a milioane și milioane de oameni și pe pământ și în veșnicie s-a schimbat pentru totdeauna. Prin Duhul Sfânt și iarăși prin Duhul Sfânt, plin de curaj, plin de îndrăzneală, plin de înțelepciune și plin de autoritate duhovnicească, autoritate dumnezeiască. Cuvintele cheie în Scriptura care a fost citită acum și după aceea,
tu nu poți veni acum după mine unde mă duc eu, dar mai târziu vei veni. Domnule, i-a zis Petru, de ce nu pot veni acum după tine? Eu îmi doi da viața pentru tine. Și noi avem de multe ori o părere bună și foarte bună cu privire la noi. Și Biblia spune, dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic, se înșală singur. Să nu avem o părere prea înaltă despre noi înșine, nici să nu ne supraestimăm și nici să nu ne subestimăm și să rămânem în locul și în starea în care ne-a hărăzit sau ne-a rânduit stăpânul, lăudând și binecuvântând tot timpul cum se cuvine numele Lui, cum s-a spus și mai devreme, și de aici, de la Ambon și din altarul binecuvântat al închinării, prin cântare, căci noi prin Duhul așteptăm prin credință nădejdea neprihănirii, căci în Hristos Iisus nici era împrejur, nici netăierea împrejur n-au vreun preț, ci credința care lucrează prin dragoste. De la cincizecime începând, și Petru și ceilalți ucenici și ucenițe ale Domnului, și de-a lungul celor 2000 de ani de istorie, mult de binecuvântată creștină, copiii Domnului plini de Duhul Sfânt, atinși de dragostea lui Dumnezeu turnată în noi prin Duhul Sfânt, au fost motivați în tot ceea ce au spus și în tot ceea ce au făcut de credința care lucrează prin dragoste. Domnul Iisus este dătătorul credinței și Domnul Iisus este obiectul credinței. El vrea să pună în noi ceea ce este în inima Lui, pentru că prin inima noastră să ajungă la seminii noștri și la lumea pierdută. Și credința care vine de la Domnul Iisus și credința care îl are drept obiect pe Domnul Iisus nu este o credință egoistă, este o credință care lucrează pentru nevoile celorlalți, pentru nevoile seminilor noștri. Este o credință care lucrează prin dragoste. Cum o pasăre zboară dacă are două aripi, așa și viața noastră de credință se înalță și înflorește, se înalță de la cele pământești la cele cerești, de la cele trecătoare la cele veșnice, numai în măsura în care credința lucrează în chip minunat tot timpul și în oricum și prin dragoste. Credința face totul posibil și dragostea face totul ușor. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu și fără dragoste, spune cuvântul Domnului, orice ce am face nu folosește la nimic. Este cuvântul Domnului care spune, toată averea să o împărțim în numele Domnului săracilor și să ne dăm trupurile să fie arse, zice, fără credință, aramă sunătoare și un chimval zângănitor. Și Apostolul Pavel întărește când spune, iarăși, în Efeseni, capitolul al 5-lea, versetele cu numărul 1 și 2. Urmați să dar pilda lui Dumnezeu ca și copii prea iubiți. Iisus este exemplul nostru suprem, Iisus este pilda lui Dumnezeu printre neamuri de-a lungul veacurilor și pentru vecii vecilor. Și versetul al 2-lea zice, trăiți în dragoste. Nu doar să predicăm, nu doar să citim, nu doar să cântăm, nu doar să recităm, și asta este bun, dar nu este suficient. Zice, trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi. Și ce s-a dat pe sine pentru noi? Zice, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Și când noi trăim în dragoste și umblăm pe drumul dragostei, ajungem la darurile duhovnicești, ajungem la putere, ajungem la puterea Duhului care lucrează în noi în chipul cel mai minunat cu putință, o viață nouă. Și când noi admitem ca puterea Duhului să vină peste noi și să vină în noi și să influențeze toate zonele vieții noastre, orice putere s-a ridica împotriva noastră nu ne va putea birui. De ce? Numai Duhul lui Dumnezeu este mai tare decât Duhul lumii. Ce a fost cu pandemia aceasta pulmonară a fost cât și cum și ne-a mai descurcat cu pandemia pulmonară. Dar să vină la pachet și în graba mare și pandemia de șomaj și pandemia de foamete și pandemia de disperare și cu pandemia aceasta de disperare sau pandemia psihică nu există antidot și nu există leac la oameni, ci numai și numai la Dumnezeu.
De aceea noi ne rugăm tot timpul și zicem, Doamne, cum spuneam și prea iubiților frați lângă mine, ce mare har, ce mare dar, ce mare binecuvântare să putem încă veni în liniște și în pace în locul binecuvântat al închinării și să putem aduna mereu și mereu de lemn în vasele inimii Duhul Sfânt, fără de care nimeni nu va putea birui evenimentele sau încercările însemnate care ne stau în față și nimeni nu va putea sta în picioare înaintea Fiului Omului în ziua aceea mare, minunată și mult binecuvântat. Prin mântuire noi ieșim din împărăția lumii și intrăm în împărăția lui Dumnezeu și trecem de la puterea noastră la puterea lui Dumnezeu și de la capacitățile noastre la capacitățile lui Dumnezeu care lucrează în noi. Mai zic o dată, în chip minunat, o viață nouă. Nu o viață plină de frustrare, plină de amărăciune, plină de îngrijorare, plină de turbulare, de invidie și alte grozăvii de felul acest, ci o viață plină de pace, de bucurie și de biruințe de un fel sau de un alt. Dacă noi intrăm în împărăția lui Dumnezeu cu puterea pe care am avut-o în împărăția lui Satan, viața noastră creștină va fi un eșec, va fi un dezastru. Fratele nostru minunat Petru, în împărăția lui Dumnezeu, cu puterea pe care o avea de la firea pământească din împărăția lui Satan și viața lui, în încercarea minunată care i-a stat înainte, a fost un eșec și un dezastru. Pentru cei care intră în împărăția lui Dumnezeu cu puterea pe care au avut-o în împărăția lui Satan, nu este de mirare că viața lor este un eșec și este un dezastru și în familie, și în mod personal, și după aceea neapărat și în biserică. Spune în Matei, capitolul 18, începând cu cel din tâi verset, un cuvânt foarte, foarte important. Eu grăbesc puțin vorbirea, ca în timpul care îmi stă înainte să pot să vă spun cât mai mult cu putință din ceea ce mi-a pus și mie Dumnezeu Sfântul lui Israel în traistă. Și zice așa, în clipa aceea ucenicii s-au apropiat de Domnul Iisus și au întrebat, cine este mai mare în împărăția cerurilor? Și eu sunt convins că fratele nostru Petru, pregătit să facă un pas înainte, încredințat fiind că Domnul Iisus va spune, cine altul dacă nu Petru, nu? Mai sună dat, un fel de purtător de cuvânt al ucenicilor, un fel de lider de grup, mereu să întrebe ceva, mereu să spună ceva și mereu să facă ceva. Și Domnul a văzut în inima lui dorința de a-i sluji Domnului cu devotament și cu scumpătat. Iisus, adevărul venit din cer, mărturisește mereu și mereu adevărul și merge în inima adevărul. Și versetul următor spune, Iisus a chemat la el un copilaș, l-a așezat în mijlocul lor și a zis, adevărat, adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. De aceea vă spun că oricine se va smiri ca acest copilaș va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Și acum eu vreau să fiu cel mai mare în împărăția cerurilor. Și atunci am întrebat, Doamne, dar cum s-a smerit copilașul acest? Și Domnul zice, păi l-am chemat la mine și a venit la mine. Pe voi vă chem la mine și vă duceți nu știu unde, că sunteți mai deștepți și sunteți mai grosavi. Și l-am așezat într-un loc pe care eu l-am hotărât și s-a lăsat așezat în locul pe care lor l-am hotărât. Eu vă spun, vin încoa, stai aici, stai dincolo, fă asta, fă asta, și voi vă duceți în partea altă și faceți ce vă taie capul și după aceea vă mirați că lucrurile ies cum ies. Sunt două lucruri care merg mână în mână. Călătoresc și eu, cum spunea și preiubitul frate grădinarul mai devreme, din loc în loc în România, în afara României, de-a lungul timpului, și am luat tot mai bine seama de această grozăvie care se întâmplă în bisericile noastre, este un fel de nebunie și de orbire spirituală. Sunt foarte mulți în adunările noastre care niciodată n-au cunoscut adevărata întoarcere. Au cunoscut o întoarcere fără întoarcere. Domnul îi spune ucenicilor, care fuseseră cu el ani, văzuseră semne, văzuseră minuni, ascultaseră învățăturile lui pline de putere și văzuseră viața lui minunată, viața lui pilduitoare sau sublim. Și le spune, mai întâi, dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu, care nu este o religie, nu este o doctrină, nu este o confesiune și nu este o filozofie de viață, este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Și în al doilea rând, dacă nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerului. Și acum, prin Duhul Sfânt, care face transformări de frumusețe extraordinară în inimile și în viețile tuturor, eu s-a auzit și mărturia de mai devreme, în inimi și în viețile tuturor care îl caută, în adevăr și cu toată inima lui Dumnezeu,
care se lasă găsit în unei împrejurări minunate de felul acesta, se face o transformare minunată, o transformare, o schimbare fantastică. Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu, este prezent în Biblie de la un capăt la celălalt, îl întâlnești pe prima pagină a Bibliei, pe ultima pagină a Bibliei. Este la fel de activ și lucrează în același timp minunat, fie în Vechiul Legământ, fie în Noul Legământ. Și când noi chemăm puterea Duhului Sfânt, Duhul Sfânt prin care au fost create cerurile și pământ, Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu prin care Dumnezeu l-a înviat din morți pe Domnul Iisus, Duhul Sfânt, mai zic o da, creează în noi o schimbare extraordinară. Ucenicii, oameni simpli, oameni obișnuiți, cum suntem și noi, de la cinzecime începând au devenit cei mai de seamă oameni pe care i-a cunoscut vreodată omenire. Pământul s-a cutremurat sub picioarele lor, au vestit Evanghelia prin Duhul Sfânt și peste tot pe unde treceau, în urma lor, foc, 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 fum, fum și fum. Pe aici a trecut focul, minunat focul dragostei lui Dumnezeu. Eu mă opresc la cuvântul acesta, Duhul Sfânt nu se oprește. El vorbește și mai departe celor flămânzi și însetați după neprihănirea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu satură după dorință. Să ne deschidem și pe mai departe toată inima, toată mintea și să-L dorim din toată inima pe Domnul pentru noi și pentru dragii noștri, pentru familiile noastre, pentru casa Domnului și pentru toți seminii noștri, de la o margine până la cealaltă a întregului pământ. Și acum să vă spun un cuvânt de încurajare, ca să credeți toți de la mic la mare și de la mare la mic, cu toată inima în Domnul Duhul Sfânt, în lucrarea Duhului Sfânt, în darurile Duhului Sfânt, că în lucrările minunate care ne s-au înainte, numai prin Duhul Sfânt vom putea birui. Biserica s-a născut în supranatural la cinzecime și pentru a ajunge unde este Domnul, ea trebuie să pășească mereu în supranatural. Pentru Biserica Domnului, supranaturalul este natural. Duhul Sfânt este Dumnezeu. De aceea este numit în chip minunat Domnul Duhul Sfânt. În anul 2021, în toamna anului 2021, călătoream prin harul Domnului peste ocean, din biserică în biserică, din oraș în oraș, din familie în familie, din sat în sat, și la un moment dat m-am rugat Domnului așa: Doamne, te rog, mai fă robului Tău odată hatărul acesta și mai deschide ușa de binecuvântare la Ateneul Român din București, să ne mai putem aduna odată în locul acela însemnat, ca să mai putem odată înălța numele Tău în mijlocul poporului român și până la marginile pământului. Și pentru că va fi cea de-a 10-a adunare la Ateneul Român din București, eu îți promit că voi face tot ce îmi sunt putință să fie o adunare de nota 10. Și acum când eu m-am rugat în felul acesta, erau toate restricțiile. Nu poți să organizezi un eveniment în interior fără vaccinare, fără mască, fără distanțare și așa mai departe. Și exact în ziua în care am zburat de la Chicago înapoi în România, și anume 9 martie 2022, au fost luate absolut toate restricțiile. Nu că s-ar fi milosivit, era să zic, saltanele de la Washington, de la Bruxelles, de la Berlin sau de la București, ferească Dumnezeu, ci pentru că așa a hotărât stăpânul Universului. Și am intrat imediat într-o lucrare zi și noapte și în 19 mai 2022, s-a făcut la Ateneul Român lucrarea aceasta foarte importantă, intitulată La miezul nopții, după Scriptura din Matei 25:6, care spune: La miezul nopții s-a auzit o strigare, iată mirele, ieșiți în întâmpinare. O să ne uităm să vedeți câteva minute din lucrarea aceasta. După aceea, la ieșire, fratele minunat Beni, ceama de la Udine, eu îi spun Benito, îl drăgăresc. Cei care doriți puteți să căpătați și DVD-ul acesta foarte important și un CD cu mărturia unuia care a ucis creștinii în vremea comunismului și după aceea s-a întors la Domnul în împrejurări dramatice, în împrejurări excepționale. Și cum am încurajat și la ultima vizită, să vă cumpărați, cei care n-aveți DVD player și CD player dintre astea clasice, ca să aveți la îndemână când toate de pe internet vor dispărea lucrările acestea duhovnicești care ne zidesc și ne întăresc bine sufletul în credință, și când nu vom mai putea nici la biserică să venim să ne închinăm Domnului, vom avea din ce să ne mai hrănim din lucrări de felul acest.
Și cum s-a spus și mai devreme, pentru că El, Domnul, nu își împarte slava cu nimeni, să lăudați numai numele Domnului și pentru lucrarea aceasta. Între timp am făcut demersurile necesare, la anul, în 17 martie, să avem iarăși o adunare intitulată Hristos, Mântuirea noastră. Și acum și în vecii vecilor. Amin.